Salutare! Astăzi v-am pregătit un test cu cea mai așteptată Dacia de la Logan încoace. 6.000 de români au plasat deja o precomandă pentru mașina asta. Și dacă ne gândim că anul trecut s-au vândut doar 3.000 de mașini electrice în România în total, păi mașina asta este pașaportul românesc către electrizare. Prima Dacia electrică, cea mai ieftină mașină electrică din Europa, urmează un test cu noul Spring. Pașaportul românesc către electrizare are la bază un pașaport chinezesc, pentru că Dacia Spring are la bază Renault KZ, o mașină care se vinde deja în China. Este o mașină mică, are doar 1,6 metri lățime, asta înseamnă că o să încapă perfect chiar și pe banda aia falsă de pe E85, dintre București, Buzău, Focșani, Bacău și așa mai departe. Avem faruri cu LED pe faza scurtă, avem o semnătură LED și aici, în grilă, o să vă arăt imediat, avem gura de încărcare. Pe aici se încarcă mașina noastră electrică și, după cum puteți vedea, avem și încărcare rapidă. Cu asta trebuie să aveți grijă că e cam sensibilă. Noul Dacia Spring măsoară 3,7 metri, adică o să încapă lejer pe un loc de parcare. Mașina vrea să ne sugereze că e un SUV de oraș. Are protecțiile astea din plastic în partea inferioară a caroseriei, are bare pe acoperiș și o gardă la sol de 15 cm, mai mult decât decentă. Mânerele portierelor sunt de la vechile Dacii, Sandero și Logan. Jantele ajung până la 14 inci, iar aici în spate avem frâne cu tambur. Acum, să nu spuneți că așteptați carbon ceramic la 44 de cai cât are mașina asta. În partea din spate, Spring pare că a preluat stopurile vechiului Renault Clio. Avem și aici o protecție pentru caroserie, avem senzor de parcare, avem cameră de marș arier și avem un buton care ne dezvăluie un portbagaj uriaș pentru segmentul său. Are 290 de litri și dacă rabatați bancheta, primiți 620 de litri. Dacă vă place să cărați pizza și să salvați planeta, sau dacă sunteți un coșar, puteți să optați pentru o variantă cargo, care vine cu o suprafață de încărcare de 800 de litri și o capacitate de încărcare de până la 325 de kg. Am 1,80 și ating. Deci cred că haionul ăsta ar fi trebuit să se deschidă ceva mai mult ca să nu fac cucuie. Avem o protecție din plastic aici pentru portbagaj și avem o buză ceva cam înaltă. Ușa asta e foarte ușoară și are un sunet de gol, așa. Bun, la nivelul genunchilor nu e tocmai roz. Dacia ne promite doar 10 cm, vedeți și voi că deja împing în scaunul din față. La nivelul capului e decent, dar tot e destul de aproape zona asta de capul tău și la un viraj, hop, s-ar putea să dai cu capul de plafon. Mă aflu într-un Dacia Spring în versiune business, adică dedicată companiilor de car sharing. De aici și tapiseria asta din piele artificială care poate fi curățată foarte ușor. E și foarte drăguță cu aceste cusături albastre. Scaunele sunt destul de tari și nu oferă susținere laterală, așa că dacă intrați mai tare într-un sens giratoriu, o să dați cu umărul de ușa asta, care oricum e foarte aproape de voi, ca pe vechile Defender-uri. Plasticul. Tare ca piatra, iute ca săgeata, oricum nu vă așteptați la altceva. Ergonomia este bună, intuiești rapid orice comandă și ne-am întors înapoi în era lui Logan. Pentru că avem deschiderea geamurilor de aici, de pe planșa de bord. Avem un selector de viteze rotativ și avem o frână de mână clasică. Spațiile de depozitare sunt și ele generoase și încape aici lejer un telefon mobil. În spatele volanului ăsta alunecos, care nu e îmbrăcat în piele,
avem un instrumentar de bord colorat, viu, dar destul de static. Apoi, în centrul planșei de bord avem un ecran de 7 inci al celebrului Medianav, care a făcut o carieră îndelungată pe vechile modele Dacia Sandero și Logan. Deci nu primim noul sistem, îl primim pe ăla vechi. Dar avem USB, avem Apple CarPlay și Android Auto și avem multe dotări de siguranță. Avem 6 airbag-uri, avem sistem automat de frânare în situații de urgență și avem chiar și cameră de marș arier. Calitatea... Trebuia să vă arăt și sursa controverselor. Ce a băgat zâzanie în români? Motorașul ăsta chinezesc de numai 44 de cai. E atât de mic încât mai intră un troller aici. M-am urcat în prima Dacia pe care o pornești și nu se întâmplă nimic, nu se aude motorul. Hai să vedem cum e motorașul ăsta electric, pe care toată lumea îl blamează. Cum domnule doar 44 de cai în anul 2021? Hai mă să vedem dacă e bun de ceva. Pe lângă cei 44 de cai putere, motorul ăsta oferă și un cuplu de 125 de Nm. Și știm cu toții, asta este important la o mașină, asta oferă dinamică mașinii. Și cuplul ăsta e bunicel. Am apăsat pedala la fund și am elan. Până acum e foarte bine, e drept, n-am sărit de 70 de km pe oră. Cifrele nu sunt deloc încurajatoare, Dacia Spring face 0-100 în 19 secunde. Însă ne interesează mai mult cum se descurcă ea la viteze urbane. Spre exemplu, 0-50 se face în 5,7 secunde și te afli într-o mașină care accelerează foarte bine atunci când ești în oraș. Când ieși în afara orașului, o să observi că mașina se simte foarte bine atunci când ești între 50 și 80 de km pe oră. Când ai sărit de 80 de km pe oră, deja accelerația devine greoaie și mașina gâfâie. Dacă ești pe autostradă și vrei să ajungi de la 80 la 125 de km pe oră, cât e viteza maximă, trebuie să te înarmezi cu niște răbdare. Dacia Spring este o mașină făcută pentru mediul urban. Și o să înțelegeți asta în primul viraj pe care îl luați ceva mai tare. Pentru că mașina asta se înclină, fraților. Se înclină foarte mult și dacă o să faceți manevre de evitare la 70-80 de km pe oră, o să aveți o senzație de nesiguranță. Adică cam așa m-am înclinat eu și aveam doar vreo 40 de km pe oră. Unde mai pui că scaunele astea nu ți oferă foarte multă susținere laterală. Așadar, sfatul meu este să profitați de Spring în mediul urban. Nu că n-ar face față și în mediul extraurban, însă potențialul său maxim este exploatat în oraș. Dacă vreți să mergeți cu el în extraurban, e bine să vă gândiți de două ori atunci când depășiți. Sau dacă depășiți o mașină, să o faceți în intervalul la 50-80 de km pe oră. Acolo mașina se simte foarte bine. Haideți să vorbim și de ce ne interesează cel mai tare, autonomia. Dacia susține 230 de km în regim mixt, 305 km în regim urban. Am parcurs 75 de km până acum și bateria mea mai are 62%. În plus, autonomia indicată este de 130 de km. Deci e clar că o să sari peste 200 de km dacă mergi în regim extraurban, calm, liniștit, fără să exagerezi. Bineînțeles, pe timp de iarnă, valoarea asta va fi mult mai mică. În oraș însă, cu siguranță poți face peste 250 de km, indiferent de cât de descreierat mergi. De parcă ai putea să mergi ca un descreierat cu motorașul ăsta de 44 de cai. Ca să mai ții cu dinții de baterie, poți să apeși pe butonul ăsta, Eco, și rămâi cu doar vreo 31 de cai putere, de parcă nu erau prea puțin 44. Dar nu trebuie să disperi, pentru că valoarea cuplului rămâne aceeași, 125 de Nm și nu o să simți o diferență colosală la accelerație. Bun, am terminat bateria, ce facem? Unde o încărcăm? Păi în primul rând putem să o încărcăm de la o priză de uz casnic. De altfel, eu recomand ca această mașină să fie cumpărată doar de către cei care au acasă o priză, indiferent de ce natură e.
De la o priză de uz casnic, mașina asta se încarcă în 14 ore, aproximativ. De la o priză rapidă, unde mașina asta poate trage maxim 30 de kW, bateria de 27,4 kWh se încarcă în aproximativ o oră. Haideți să vorbim puțin și despre consum. Până la consum, e cam așa sau de suspensia. Treci ușor peste denivelări, însă antifonarea ei lasă de dorit. Sunt pe un drum foarte îngust și trebuie să întorc pentru că se înfundă. Mă ajută în schimb mașina, pentru că am o rază de bracare foarte bună, iar direcția asta este extrem de ușoară. Uitați-vă și voi cum se învârte volanul ăsta, cu un singur deget. Așadar, suspensia poate absorbi decent niște gropi, însă ai zgomotul ăsta ușor deranjant. Trebuie să știi că atunci când ieși în teren accidentat, ea filtrează relativ uniform toate denivelările. Să nu pui să dea în grop prea mari, pentru că atunci sughite. Când vine vorba de antifonare, Dacia Spring e deficitară, pentru că o să auzi zgomotele de afară și atunci când treci pe un drum cu foarte mult pietriș, o să auzi totul sub tine. De asemenea, mașina este destul de sensibilă la vânt lateral, așa că atunci când o să bată vântul foarte tare, voi chiar o să simțiți. Direcția, pe cât de ușoară este și pe cât de plăcută este atunci când ești în oraș, pe atât de inertă și necomunicativă este atunci când mergi cu viteză mare și vrei și tu să iei niște viraje. Nu prea știi unde sunt roțile și nu știi niciodată care e limita aderenței. Eventual auzi roțile alea mici de 14 inci scârțind. Hai să vorbim puțin și despre consum. Mașina mea a scos o valoare de 14,5 kWh la 100 de kilometri. E o valoare foarte bună, e puțin mai mare decât cea a unui BMW i3, însă mașina aia costă de 5 ori mai mult totuși. Prețul. Cât este prețul? 16.800 este prețul de pornire al noului Dacia Spring în România. Varianta disponibilă la precomandă a fost puțin peste 18.000 de euro și a generat un succes imens, pentru că cu toate bonusurile de la stat, adică cei 9.300 de euro oferiți pentru o mașină electrică, plus o rabla clasică, mașina asta ajunge să coste doar 7.700 de euro. La banii ăștia nu ții nici măcar o mașină convențională nouă, dar emite una electrică. Prin urmare, ceea ce a făcut Dacia cu noul Spring pot spune că este o pagină importantă din istoria automobilului. A democratizat mașinile electrice, ne-a oferit un pașaport către electrizare, nu doar nouă românilor, ci tuturor europenilor. Iar pentru cei care spun că mașina asta e o mașină chinezească, de fapt, nu e o mașină românească, îi pun să se uite la telefonul pe care l-au în buzunar și să vadă unde e fabricat. În Statele Unite sau în China? În Coreea sau în China? Mă gândesc la faptul că o cerere atât de mare din partea publicului european îi va forța pe cei de la Dacia să aducă producția lui Spring în Europa. Și atunci nu o să mai aibă nimeni de comentat că asta e o mașină chinezească. Dacă ar fi posibil, aș cumpăra 20 de Dacia Spring cu rabla la 7.700 de euro și m-aș duce în Germania și le-aș vinde la 20.000 de euro. Într-un an de zile o să vedeți mașina asta peste tot. De ce? Pentru că oamenii vor trece peste preconcepțiile. Motor mic de 44 de cai, e mică, e înghesuită. Nu! Asta este o mașină cu care îți faci treaba. O mașină cu costuri minime care se duce din punctul A în punctul B. Este esența mobilității într-un ritm sustenabil. Și o să-mi permit acum să iau mâinile de pe direcția asta inertă ca să aplaud ceea ce a făcut Dacia.